În conferința de presă susținută astăzi de Daniel Cârjan, președintele Partidului Național Liberal din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, candidatul liberal la fotoliu de primar al Severinului în alegerile locale de anul acesta și viceprimar al municipiului Turnu-Severin în exercițiul funcțiunii. Unul dintre singurii oameni care a ieșit public și a informat cetățenii din Turnu-Severin cu privire la neregulile din primăria condusă de Gherghe, traseistul politic și fostul milițian comunist, propune accesarea banilor europeni transparenți și fără furt pentru anveloparea blocului curilor în programul european 2014-2020. Asociațiile de proprietari, chiar dacă sunt persoane juridice de drept privat, trebuie să beneficieze de mai mult sprijin și mai consistent sprijin din partea primăriei municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Atitudinea aceasta de neimplicare a primăriei Drobeta-Turnu-Severin în problemele asociațiilor de proprietari trebuie să înceteze. Atât proprietarii, cât și reprezentanții asociațiilor de proprietari au nevoie de sprijin din partea autorităților locale pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, dar și pentru îmbunătățirea relațiilor de cele mai multe ori foarte tensionate dintre administratorii și președinții asociațiilor de proprietari și pe de o parte și proprietarii de locuințe pe de altă parte. Principalele măsuri care trebuie adoptate urgent cu privire la funcționarea acestor asociații de proprietari sunt următoarele. 1. Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, în limbaj comun, anveloparea blocurilor. Trebuie să fie depus urgent un proiect european pe programul operațional regional 2014-2020, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea A, și anume creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale. Suma alocată de către Uniunea Europeană pe acest program este de 447,75 milioane de euro, dintre care 60% sunt fonduri europene, 40% sunt fonduri de la bugetul de stat și bugetul asociațiilor de proprietari. Apelul de proiecte începe pe 16.05.2016, adică peste o lună de zile, se aplică principiul primul venit, primul servit. Ca o paranteză, în acest domeniu, municipiul Turnu-Severin a mai pierdut și în 2013 20 de milioane de euro din fonduri europene pentru că nu a aplicat la acel proiect. Facilitățile fiscale pentru proprietarii care își reabilitează apartamentele din punct de vedere al lucrărilor de termie, consolidarea biroului de îndrumare și control al asociațiilor de proprietari pentru sprijin, regulament de organizare și funcționare în conlucrarea dintre primărie și asociațiile de proprietari este un alt capitol expus astăzi public de către Daniel Cârjan. Facilități fiscale trebuie acordate pentru proprietarii care își anvelopează apartamentele pe cheltuiala proprie. Eu am inițiat și am depus la Consiliul Local un proiect de hotărâre care prevede reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri pentru proprietarii care efectuează lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice pe cheltuiala proprie la imobilele pe care le-au în proprietate, această reducere fiind pe o perioadă de 7 ani de zile. Acest proiect trebuie aplicat pentru că este unul foarte benefic pentru cei care își anvelopează apartamentele. 2. Primăria trebuie să acorde sprijin mult mai mare pentru asociațiile de proprietari. În acest sens trebuie consolidat rolul biroului de îndrumare și control al asociațiilor de proprietari, în sensul de a veni atât în sprijinul proprietarilor, cât și în sprijinul conducerii asociațiilor de proprietari. Acest birou, care a fost înființat în anul 2013, nu funcționează la capacitate maximă, în primul rând din lipsa unui regulament de funcționare și în al doilea rând datorită personalului insuficient. Adoptarea regulamentului de înființare, organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari, care să aibă rolul principal de a unifica modalitățile de lucru la toate asociațiile de proprietari, știind fiind faptul că la momentul acesta există modalități de lucru la toate asociațiile de proprietari diferite, de asemenea cu rolul de a simplifica și clarifica dispoziția legii 230/2007 și nu în ultimul rând de a remedia deficiențele în activitatea conducerii asociațiilor de proprietari. De asemenea, trebuie constituit un comitet de sprijin pentru proprietari, fără personalitate juridică, pe lângă primărie, care să fie format din proprietarii de locuințe, cu rolul principal de a reprezenta interesele proprietarilor pe lângă asociațiile de proprietari. Cred că trebuie început urgent și la noi în Drobeta-Turnu-Severin, așa cum s-a întâmplat în Iași, așa cum s-a întâmplat în Suceava, să se demareze un proiect pilot de contorizare individuală cu sistem de distribuție pe orizontală a agentului termic. Cred că se impune înlocuirea vechiului sistem de distribuție a agentului termic din blocuri pe verticală cu cel de distribuție pe orizontală, care permite contorizarea individuală a fiecărui apartament în parte. Repet, în alte părți s-a început acest proiect pilot și cred că și la Turnu-Severin trebuie implementat.
Avantajele clare a acestui sistem este că fiecare proprietar de locuință are control 100% pe cât consumă și pe ce consumă și nu mai depinde de ceilalți proprietari în plata facturilor către agentul termic. Cârjan face publice și amănunte picante din interiorul primăriei Severinene. Gheorghe nu vrea ca un proiect de hotărâre inițiat de consilier sau viceprimar să fie pe ordinea de zi și acest proiect nu ajunge să fie pus pe ordinea de zi. Din păcate, legea e de așa natură încât legea administrației publice locale de așa natură încât dacă primarul ca ordonator de credite nu dorește ca un proiect de hotărâre să ajungă pe ordinea de zi, nu ajunge acel proiect pe ordinea de zi. Iar acest proiect, cu toate că a fost depus conform tuturor prevederilor legale, nu a ajuns să fie nici măcar votat pe ordinea de zi. Dar eu vă spun că e un proiect foarte benefic care se aplică în Timișoara și în alte municipii mari, reședințe de județ. Practic, dacă cineva își anvelopează clădirea, fie că e apartament, fie că e casă, beneficiază de 50% reducere la impozit pe o perioadă de 7 ani de zile. Și practic e o măsură care stimulează proprietarii care nu reușesc să intre într-un program european de anvelopare să-și facă această investiție pe cheltuiala proprie. Am încercat să-l contactăm pe fostul milițian comunist și traseist politic Constantin Gheorghe, dar acesta nu a fost de găsit.